Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Universitatea Vasile Alexandrii, deschiderea anului universitar 2023-2024. Dofteana, asfaltări pe ultima sută de metri. Încep lucrările la drumul Caraclăului. Duminică, 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a pregătit un spectacol de zile mari. Evenimentul s-a desfășurat la sala polivalentă din Onești, iar vârstnicii au fost întâmpinați cu flori și cu bomboane înmânate de către primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină și de viceprimarul Adrian Jilcu. Un mare număr de oneșteni au venit să-l aplaude la scenă deschisă pe Gabriel Dorobanțu. În deschiderea evenimentului, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a ținut să remarce că se vede cu ochiul liber cum Oneștiul renaște. Mulțumesc, domnule primar, pentru invitație. În primul rând, sunt onorat să mă aflu în fața dumneavoastră, așa cum bine spunea părintele Protopop, tineri de diferite vârste. Vă urez la mulți ani. Vă urez să aveți multă, multă sănătate și zile cât mai senine. Domnul primar ne-a flatat și ne flatează cu prietenia dânsului. Mă bucur să mă număr printre prietenii dânsului, printre prietenii Oneștiului și, într-adevăr, Oneștiul renaște, se dezvoltă într-un ritm extrem, extrem de rapid. Îl felicit pentru organizare, pentru faptul că la Onești se vede, familia este pe primul loc. Felicitări! Nimic nu se poate face fără Dumnezeu, fără credință. Iar la Onești se vede credința. Tocmai de asta, noi doar suntem slujitori care facem de așa natură pe cât posibil să ajutăm în limitele noastre. Să știți că fără dumneavoastră, dragi tineri, noi n-am fi fost. Așa că mă înclin și în fața dumneavoastră și vă felicit pentru o viață de statornicie, de înțelepciune și, nu în ultimul rând, de trăinicie. Mulțumesc, domnule primar! Emoții și bucurie, cam asta au simțit studenții la deschiderea noului an universitar. Luni, 2 octombrie, în aula Universității Vasile Alexandrii Bacău, a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2023-2024 în prezența oficialităților, colaboratorilor din mediul socioeconomic, cultural și sportiv, al profesorilor și studenților, dar și al părinților. Au fost prezenți Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor și pădurilor, Lucian Gabriel Bogdanel, prefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, primarul municipiului Bacău și profesor Anna Maria Egarmin, inspector școlar general, care au transmis mesaje pentru studenți și profesori la început de an universitar. Începem cu bucurie nouul an universitar. Pentru prima dată în ultimii 4 ani avem un număr mare de bobocei. Această admitere a fost un succes și suntem foarte, foarte mândri de acest lucru și felicit colegii că s-au implicat foarte mult în a atrage mai mulți studenți. A fost o admitere foarte bună și în ceea ce privește studenții internaționali. Avem studenți din peste 21 de țări, chiar din Statele Unite, Canada, Guinea, Bissau, Maroc, Thailanda și alte țări exotice, ceea ce ne dă credere că facem un învățământ de calitate.
De asemenea, suntem preocupați pe viitor să ne călăuzim activitatea pe mai multe principii. Primul principiu, universitatea aproape de tine, aproape de studenți, aproape de comunitate, aproape de mediul socioeconomic și administrativ. De asemenea, nu dorim să creștem calitatea educației, dorim să realizăm digitalizarea universității, internaționalizarea, creșterea performanței în cercetare, asigurarea sustenabilității universității. Aici avem foarte multe proiecte pentru a deveni o universitate sustenabilă și de asemenea ne preocupă foarte mult să atragem cât mai multe fonduri europene ca să putem dezvolta și mai mult această universitate și să devenim un pol de atracție în regiune. Topul facultăților, care a fost, să zicem, în topul preferințelor la Bobocei? Ce facultate? În top a fost Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, dar la toate celelalte facultăți s-a constatat o creștere semnificativă a numărului de candidați. La licență au crescut cu 11%, iar la master cu 7%. În această toamnă, Universitatea Vasile Alexandru din Bacău intră în al 63-lea an de existență, respectiv Bobocii din anul acesta vor fi a 63-a promoție a universității. În cele 26 de programe de master, 36 de programe de licență și 3 programe de doctorat începând de anul trecut, Universitatea caută să-și găsească locul în area învățământului național și internațional. Începând de anul acesta, suntem și în consorțiu internațional a universităților privind Erasmus Plus și dezvoltarea unor proiecte europene cu universități din Belgia, Spania, Olanda, Germania, care deja au obținut calificativul de excelență în primul proiect depus. Doresc studenților Boboci și tuturor studenților un an universitar cât mai plăcut, cu realizări și să se distreze, să realizeze cât mai multe acțiuni, pentru că sunt tineri, sunt dinamici și au un loc în care să se manifeste. Universitatea Vasile Alexandru din Bacău. Astăzi ne aflăm aici pentru a deschide un nou an universitar pentru studenții Universității Vasile Alexandru. Ne bucurăm să îi avem aici alături de noi și sperăm să avem cât mai multe momente frumoase alături de ei, dar și ei să-și dezvolte cât mai mult cariera alături de UBC și de comunitatea noastră. Am zis că în acesta un mare număr de bobocei au ales, au optat pentru Universitatea Vasile Alexandru. Da, avem o creștere la nivel de bobocei, de studenți și ne bucurăm să avem cât mai mulți colegi alături de noi. Sunt optimistă, îmi doresc să încep un nou capitol în viața mea și să învăț cât mai multe lucruri noi despre subiectul. Sunt la facultatea de litere, la română, la specializarea română-engleză. Și de ce ai optat pentru Bacău și nu pentru altfel? Pentru că așa am simțit. De fiecare dată când am vizitat acest loc din dorința de a-mi alege instituția care să-mi călăuzească pașii academici, am fost primită cu mare bucurie și deschidere față de viitorii studenți. Am simțit ca nicăieri altundeva că aparțin locului datorită oamenilor minunați care au făcut posibile diverse activități și workshop-uri din cadrul universității. Dacă emoții, bucurie, iată, cu toții ne pregătim de un nou an universitar la Universitatea Vasile Alexandru. Așa este. Acum să știți că și eu am emoții, chiar dacă au trecut foarte mulți ani de când am început pentru prima oară universitatea, însă e un moment cu siguranță special. Universitatea Vasile Alexandru fiind unul dintre stâlpii județului nostru, al municipiului nostru și cu siguranță e o zi importantă și pentru noi și pentru profesori, dar mai ales pentru studenți. Iată că foarte mulți studenți au optat anul acesta, cel puțin așa din datele oficiale RESE, foarte mulți au optat pentru această universitate. Asta discutam mai devreme cu domnul rector,
și anume că în ciuda faptului că a fost un an greu pentru toată lumea, Universitatea Vasile Alexandrie își păstrează prestigiul și cred că nimic nu dovedește mai bine acest lucru decât numărul mare de studenți și apetitul mare pe care studenții din Bacău și din împrejurimi îl au pentru această universitate. Ce le-ați transmite boboceilor, cei care au intrat în primul an? Le-aș transmite să fie optimiști, le-aș transmite faptul că, deși sunt la început de drum, ar trebui să se autoexploreze, să-și clădească prietenii, să încearcă să profite de acești ani despre care se spune că sunt cei mai frumoși ani ai vieții, să se descopere pe ei înșiși și, bineînțeles, nu în ultimul rând, să meargă la școală și să-și învețe tot ce au de învățat. Felicit astăzi toți studenții care își încep, o parte își încep drumul către viață. Le doresc, în primul rând, mult succes și le doresc să învețe. Pentru că eu cred că ceea ce este mai important înainte de vorbă este de a face treabă. Și ca să faci treabă, pentru a face ceva, trebuie să știi, trebuie să cunoști. Ori facultatea reprezintă unul din principalele drumuri, porți deschise spre cunoaștere. Universitatea din Bacău e o universitate de renume și o universitate care a ridicat multe generații și a îndreptat multe generații către cunoaștere și o parte dintre cei care au învățat în această facultate se regăsesc în diferite poziții în cadrul ori administrației locale, ori în zona privată. Un mesaj pentru bobocei, ce le-ați transmite, ce gânduri? Mult succes, curaj și învățați! Lucrări pe ultima sută de metri la Dofteana. Atât primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor, cât și președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, au verificat în teren stadiul lucrărilor la varianta ocolitoare a comunei Dofteana. Da, într-adevăr, mă bucur să văd că asocierea făcută cu UAT Dofteana astăzi se apropie de final. Am parcurs întregul drum și am văzut că lucrările arată foarte bine și chiar văd și utilitatea acestei legături. Leagă un drum județean cu un drum național, ceea ce este foarte important pentru locuitorii din această zonă și pune în valoare și potențialul poate turistic. Priveliștea este minunată de aici de pe deal și am remarcat faptul că nu-i doar o lucrare de turnat asfalt, de refăcut, ci și o lucrare care colectează apele pluviale, extrem de importantă, ceea ce înseamnă că poate reduce și riscul de inundații din zonă. Am remarcat că în ultima perioadă, în ultimii ani, Consiliul Județean s-a aplicat foarte mult asupra lucrărilor din județ și nu doar la Dofteana s-au făcut lucruri importante. Nu, avem un program ambițios de asfaltare la nivelul întregului județ, un program care a demarat la începutul, lui iunie sau la finalul lui iunie, undeva când se poate turna, când permite timpul să se poată turna asfalt, se pot reface drumurile județene și sperăm ca undeva în cursul lunii octombrie, până când ne mai permite vremea, să avem kilometri importanți de asfalt turnat în toate zonele din județul Bacău, mai ales cele care sunt afectate și au o structură precară. Mai avem apoi în anul următor să refacem și alte drumuri județene care se prezintă rău în acest moment. Am luat-o după un program de viabilizare a drumului, după ce am văzut care este starea fiecărui drum și în funcție de importanța acestora am demarat un plan de întreținere la nivelul întregului județ. De data aceasta a fost Dofteana a avut noroc de un constructor extrem de sârguincios și corect.
Da, mi-aș dori ca să am la nivelul întregului județ pe orice lucrare pe care Consiliul Județean o scoate la licitație să avem constructori serioși, că în așa fel să termine în termen. Uite aici un exemplu extrem de bun că a terminat înainte de termen. Și asta înseamnă pe de o parte seriozitate, pe de altă parte profesionalism și nu în ultimul rând un câștig pentru județ, pentru că atât timp cât lucrările nu trenează și nu sunt întârzieri nejustificate, în mod clar asta înseamnă că obiectivele pe care ni le-am stabilit la începutul mandatului, la începutul anului, se finalizează în termen util. Astăzi este ziua când se toarnă stratul de uzură de 4 cm și sperăm ca în două zile să fie gata, pentru că lungimea este destul de lungă să ieșim în DN12A. Apoi urmează celelalte retușuri care sunt mici, montarea indicatoarelor și marcajele pietonale. Și atunci putem să spunem că este gata și putem să facem recepție la terminarea lucrărilor. Am văzut deja foarte mult se bucură de această cale de acces și parcă ar vrea să intre pe folosința lui, dar deocamdată nu s-au terminat, nu? Da, să știți că foarte multă lume din localitatea noastră și nu numai au venit de curiozitate să vadă acest drum, chiar dacă el a fost închis printr-o barieră, au dat bariera deoparte și au venit să vadă acest drum. Și marea majoritate dintre dumnealor își doresc finalitatea. Domnul primar, când îi dați drumul? Corect. Noi să sperăm ca la 1 noiembrie, cel târziu, pentru că pentru marcajul pietonal trebuie lăsat cel puțin 2 săptămâni pentru ca să se întărească bine mistura asfaltică și după aia urmează marcajul pietonal, apoi recepția terminării lucrărilor. Și atunci, și de ce nu, o să chem toți cetățenii de Ofteana care au posibilitatea să vină să fie și dumnealor aici alături de noi, cum spunem noi, tăiem și pamblica, atunci și vom da drumul să fie funcțional. Dar toate aceste lucruri le va hotărâ președintele Consiliului Județean, domnul Valentin Ivancea, pentru că finanțatorul principal este dumnealui, deci Consiliul Județean, care ne-a asigurat peste 90%, 90-95% din total finanțarea acestui drum. Ați avut un parteneriat frumos pe care l-ați desfășurat de câțiva ani de zile cu cei de la Consiliul Județean și cu echipa care conduce, de fapt, Consiliul Județean și iată că lucrurile bune se văd. Da, deci parteneriatul frumos din totdeauna se face de așa natură între oamenii serioși care se țin de cuvânt. Deci același lucru am făcut și noi. La momentul propunerii noastre, cu mai multe semnături din partea cetățenilor din localitate și când le-am dus pe masa președintului Consiliului Județean, dumnealor le-au studiat, noi am făcut proiectul, stabilit a fost de la început noi să facem proiectul și dumnealor vine cu 95% maximul valoarea din totală a proiectului. Diferența am venit noi doar cu 5% și în aceste condiții lucrurile au mers bine, au mers, cum spunem noi, strună. Și vremea a ținut cu noi, constructorul nu mai vorbim pentru că a fost o câștigat licitația un constructor serios și lucrurile au mers perfect. Dar aș vrea să vă spun și cu această ocazie faptul că mulțumesc tuturor celor implicați, președintului Consiliului Județean, consilierilor județean, indiferent de coloratura dumnealor politici, care au fost de acord și au votat în unanimitate la momentul respectiv pentru ca acest drum să ia ființă și să facă legătura între cele 4 sate, cum vă spuneam, Seaca, Haideac, Ștefan Vodă și Dofteana. Și în ultimul rând vreau să adresez cuvinte și domnului europarlamentar Dragoș Benea, care ne-a fost și ne este de fiecare dată alături pentru ducere la îndeplinirea tuturor proiectelor noastre. Veste bună pentru Oneșteni, comunicată chiar de către președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea. În cel mai scurt timp vor începe lucrările la drumul Caraclăului, iar veștile bune nu se opresc aici. A intrat în linie dreaptă, zilele astea am semnat contractul de execuție. Mă bucur, cred că o să înceapă lucrările undeva, vom da ordinul de începere undeva în 2 săptămâni. Și o să avem oameni pe teren, utilaje, ca să-l facem în termenul cel mai scurt posibil. Pe de altă parte, tot în zona Oneștiului am asfaltat tot în cadrul acestui plan tuta Onești și am și prelungit către intrarea în Onești, pe satul Catolic, unde drumul de acolo care a aparținut Consiliului Județean, dar era în administrarea municipiului Onești, l-am preluat tocmai ca să-l facem, dacă tot suntem, să facem un lucru cap-coadă. Și de asemenea monitorizez și lucrarea care am promis-o la începutul anului,
la începutul, nu la început, la începutul mandatului, lucrarea de pe strada industriilor, care, în care suntem în termen, se lucrează, se apropie și ea de finalizare. Noi sperăm că să facem recepția undeva la finalul lunii noiembrie, poate în decembrie, și să avem, să avem și această arteră, această legătură, să o avem dată în folosință. Urmează, și tocmai pentru că am fost întrebat pe Facebook, pe, am primit mesaje de la cetățenii din Gura Văii și Onești, Onești Gura Văii într-un program mult mai ambițios, pe care să-l finanțăm pe prin POR. Noi am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru această axă strategică care se lege Oneștiu de drumul național 2, drumul european E85, în raza localității Sascut, în așa fel încât să avem o fluidizare a traficului pe E85. O să declanșăm cât de curând proiectare cu execuție pe această rută. Poate mulți cârcotași, foarte mult oran nu a venit să creadă. Drumul Onești-Gura Văii, un drum al oaselor, era supranumit, dar iată că acum dumneavoastră veniți cu o veste extraordinar de bună. Da, într-adevăr, noi am chiar la începutul mandatului am asfaltat drumul către Gura Văii și mai rămăsese această porțiune. Și mă bucur să văd că ușor, ușor, ceea ce am și promis, ceea ce am și mi-am luat angajament, se finalizează. Sper să nu am prea multe piedici birocratice până vom semna contractul de execuție pe acest tronson. Și de asemenea mai sper să putem accesa cât mai repede noul program operațional regional. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 5 octombrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, maxima zilei urcă până la valori de 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 9 grade Celsius. Vineri 6 octombrie, cerul va fi parțial senin, maxima zilei urcă până la valori de 21 de grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la valori de 9 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.